V-am regăsit în clipul trecut când am testat fierăstrăul circular cu acumulator de 18V DSS 611 de la Makita. Câțiva dintre prietenii mei m-au întrebat de ce nu am folosit acumulatorul de 5A. Am făcut testele atunci cu acumulatorul de 3A. În primul rând, acumulatorul de 5A nu era disponibil, era aproape descărcat. Eu am filmat cumva pe seară și nu am vrut să mai stau să aștept încărcătorul, așa că am făcut testele cu cel de 3A. Al doilea motiv a fost că, din ce am văzut eu pe internet, astea se vând, dacă le luați cu tot cu acumulator și cu stație de încărcare, se vând în principiu cu acumulatorii de 3A. Așadar, testele pe care le-am făcut aveau și menirea de a vedea și de a arăta cum se descurcă el cu cel de 3A sau cu acumulatorii de 3A, având în vedere că mulți poate o să cumpere cu acumulatorii de 3A. Așa că astăzi o să refacem un pic testele de atunci. De fapt, nu o să le refac, o să fac două teste separate. O să vedem dacă există vreo diferență de putere între acumulatorii de 3A și 5A. Eu știu că este una, chiar dacă mulți spun că amperajul nu contează, dar o să vedem dacă și cât de mult îi conferă acumulatorul de 5A putere în plus motorului de la 610. Așa că o să facem în această grindă, am o grindă aici cu o grosime de 5 și o lățime de 15. Asta mi-a rămas de la acoperiș. O să vedem dacă există vreo diferență în puterea motorului și, bineînțeles, dacă o taie și mult mai repede cu acumulatorul de 5A, respectiv cu acumulatorul de 3A. Pe urmă, dacă tot sunt aici, o să fac și un test de capacitate, să văd câte tăieturi pot să fac în grindă asta, sper să mi-ajungă, are undeva la 1 metru și ceva, să văd câte tăieturi pot să fac cu acumulatorul de 3A încărcat la maxim și câte tăieturi pot să fac cu cel de 5A, bineînțeles, încărcat la maxim. Așa că hai să vedem ce o să iasă. Așa cum v-am spus, acum vom încerca să vedem câte tăieturi putem să facem cu acumulatorul de 3A și câte de cel cu 5A. Să ne facem așa o idee despre capacitatea acestor acumulatori. Thank you.
Cam astea au fost testele din acest clip. Sper că v-am lămurit pe unii dintre voi în legătură cu întrebările pe care mi le-ați pus în clipul precedent. O să ne reauzim la clipul următor. Până atunci, ca de obicei, vă doresc să aveți o zi frumoasă și numai bine!